Eu la muzică nu mă pricep, dar cred că arată diferit. De tec-tec. Prenez-en place, s'il vous plaît. O să mă ajute cu limba franceză Julia, să rămână. Julia, bine ai venit pe la noi. În franceză sau în engleză? În ce vrei, în franceză, în engleză? Eu încerc să uit franceza și de asta o să am nevoie de ajutor. Il essaie d'oublier le français. Exact. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. Să nu uiți să traduci. Cine știe ce. Știu că au avut un concert de curând în România. Cum li se pare publicul românesc? Vous venez d'avoir un concert il n'y a pas longtemps. Comment vous trouvez le public français roumain? Super génial. Formidable. Formidable. Excellent, okay. Super génial, ne mai pomeni. Am înțeles. Ce gen de muzică cântați în afară de ce am auzit aici? Adică ce vede omul pe scenă? Que voient les gens sur scène? C'est quoi votre genre outre ce qu'on vient de voir là? Eh bien, le jazz. Jazz. Le gospel aussi, c'est ça. Gospel, mult. Funky soul. E momentul lor de reclamă. Ele trebuie să își pună în valoare treaba. Ce gen de gemene sunteți? Diferite sau asemănătoare? Quel genre de jumelles vous êtes? Différentes ou exactement pareil? A votre avis? Voi ce credeți? Nu știu că m-a lăsat vederea, nu? Pe interior. Il ne voit plus très bien, déjà. Pe interior mă interesează, că la exterior... À l'intérieur, il demande pas vraiment dehors. Pareil, ça dépend des jours. E diferent, ça dépend des jours aussi. Depinde de zile, uneori sunt diferite, alteori sunt la fel. Și care este mai curajoasă? Et laquelle est la plus courageuse? Ça dépend des jours aussi. Depinde de... Și asta. Bun. Depinde. Care este mai rea? Laquelle est plus méchante? Ah, je pense que c'est les deux. Amândouă. Am înțeles. Care este mai căsătorită? Qui est la plus mariée? Drôle de question pour un premier rendez-vous. Ciudată întrebare pentru o primă întâlnire, nu? Da, pe zile că vreau să mă însor și nu mă pot hotărâi. Il essaie de se marier en ce moment et il peut pas décider. Deci trebuie să se ardem niște etape. Donc il faut brûler des étapes. Ce vor să facă în România? Que voulez-vous faire ici en Roumanie? S'amuser. Oui, chanter, s'amuser, puis partager la musique avec la Roumanie. Oui. Se cânte, să se distreze și să împărtășească muzica cu noi aici. Am înțeles. Dacă ar fi să se mute în România, ce gen de viață ar vrea? O viață de superstaruri sau o viață de femei casnice, liniștite? E o întrebare importantă. Une question très importante. Si jamais vous déménagiez ici, vous viviez vraiment ici, vous voudriez vivre quelle vie? Une vie de femme à la maison, tranquille, ou de VIP, je sais pas, superstar? Ah, c'est encore une drôle de question pour un premier rendez-vous. Eu sunt un tip drôle, așa mi se și spune. Încă o întrebare bizară pentru o primă întâlnire. Da, tot bizar. Nu văd că nu răspund la nicio întrebare, fetele au ceva de ascuns, sunt convins. Când s-au apucat de proiectul ăsta și de ce nu cântă separat? Quand est-ce que vous avez commencé ce projet et pourquoi vous chantez pas séparément? C'est une drôle de question, hein? Une autre drôle de question. ça fait entre 5 et 7 ans qu'on a commencé à travailler ensemble. Après 7 ans, s'au apucat de proiect, au început să cânte împreună. Oui, sinon on chante depuis qu'on est tout petit. De când sunt mici se cunosc și cântă împreună gospel. Aha. Spune-le că am și eu un frate geamăn în spate și nu știu cum să scap de el. Dacă ele au vreo metodă prin care aș putea să cânt singur. Il dit qu'il a aussi un frère jumeau derrière lui et il ne sait pas comment échapper de son frère. Et si vous avez une méthode, comment faire pour chanter tout seul? Pour qu'il soit devant la scène, sur scène, tout seul. Vreau să scap de el. Il veut échapper de son frère. Sigur, ele au un caiet în care au câteva metode scrise. Vous devez sûrement avoir un cahier de charge avec des méthodes. Comment rester tout seul? Ça va être compliqué. N-au reușit niciodată să rămână singure. Da. Et on est là pour le prouver. Elles sont jamais séparées. Și sunt aici tocmai ca să dovedească, nu se separă niciodată. Am înțeles. Mulțumim tare mult. Sper să facă treabă în România ca și peste hotare.